Salutare, vă zic din nou. Ei bine, eu mă aflu tot aici în zona în care am văzut castelul de Montorio, pe care îl avem în spate, dar am prins această stradă ca să vedem altă cazemată, Columbaia o numesc ei, un loc unde ei creșteau porumbeie. Mai multe detalii am să vă dau la locul când ajungem acolo. Am cam un kilometru de mers pe jos. Se putea merge și cu mașina, dar am întrebat pe cineva, o persoană care mergea aici, și mi-a zis să las mașina aici în capăt, cum de altfel am și făcut, și mi-a zis că să merg pe jos pentru că e posibil să mă blochez mai încolo pe drum cu mașina. Este un drum accidentat, din piatră, amestecat cu pământ, dar este accesibil pe jos, așa că am lăsat mașina în capăt, cum ziceam, și mergem să vedem practic acea cazemată. Am să sucesc camera și să vedeți, se află aici pe deal o mică cazemată. Mai multe informații am să vă dau la locul cu pricina când ajungem acolo. Adevăr, se prezintă accidentat. Probabil îmi rupeam mașina în două dacă veneam pe aici. După cum vedeți, din pietre. Un singur lucru aș vrea să precizez. Nu aș vrea să începeți să-mi cereți mai multe informații sau detalii, la fel cum fac alți vloggeri de top. Pentru că, vedeți, eu găsesc aceste puncte, aceste obiective în timp real și nu fac decât să le vizitez. Mai multe informații puteți găsi dumneavoastră de acolo, din fotoliu sau din pat de unde priviți aceste videouri. Eu nu fac decât să vă aduc informațiile cu locurile pe care puteți să le vizitați în cazul în care sunteți la Verona. Am cam obosit. Ia priviți ce viu minunat. Aici sunt podgorii, o grămadă de terenuri cultivate cu vie, dar și livezi de măslini. Vedeți cum am lăsat în urmă castelul. Cred că se vede bine pe cameră. Castelul de aici din Montorio. Și voi urma această stradă accidentată pe jos să vedem acea cazemată, acea fortăreață, cum o numesc ei, unde odinioară se creșteau porumbei, dar am să vă explic acolo. Va trebui să-mi trag un pic sufletul. Acum sper că înțelegeți efortul pe care îl depun eu pentru a crea aceste videouri la care voi vă bucurați, vă minunați. Sper să vă și placă, dar dacă sunteți interesați mai profund, v-am zis, urmărați pe internet, stați comozi, pe fotoliu, în pat, în timp ce eu îmi rup picioarele pe aici. Nu mă plâng, o fac și de plăcere și mă bucur că vă pot aduce astfel de informații. Chiar am văzut pe Facebook multe persoane care vin în această zonă a Veronei și scrie pe grupuri: oare ce pot să văd? Sunt și eu 2 zile la Verona, de exemplu. Ce pot să vizitez? Unde pot să merg în 2 zile? Probabil sunt persoane care vin cu ceva treabă sau vin în vizită la neamuri și vor trebui să plece în altă parte sau pleacă înapoi în România. Și întreabă pe Facebook ce se poate vizita. Chiar azi dimineață am dat linkul unei persoane cu playlistul care îi prezent la mine pe canal, cu locurile din Verona care eu le-am vizitat deja până în momentul de față. Acest lucru îl puteți face și voi, să urmați și să căutați playlistul denumit Verona și vedeți cam toate obiectivele din oraș și nu numai. Și am ajuns și la această cetate, care este construită, din informațiile care sunt pe un panou afișat, la 700 de metri de castelul Montorio, cum de altfel se vede și în spatele meu castelul, la o înălțime un pic mai mare, ca și altitudine, ca și castelul, de unde armata militară controla toată zona, chiar și zona ce împrejmuiește castelul. După cum avem ghinion și după cum vedeți și aici, acest obiectiv este închis. Dar acesta pare mult mai închis decât castelul Montorio. E bine, dacă acolo am reușit să fac un efort și să intru, nu știu aici în ce circumstanțe aș putea pătrunde la interior, dar voi face un ocol pe cărarea care se vede aici. Este deja făcută o cărare de jur împrejurul acestei cetăți. Dar cu siguranță nu cred că voi găsi vreo intrare, la fel cum am făcut și la castel. Să sperăm. Așa am crezut și la castel, dar am găsit totuși o intrare și am reușit să pătrund în interiorul castelului. Cam așa se prezintă această cetate. Cum v-am zis, am văzut o grămadă de turiști care vin în zonă și, bineînțeles, fiind prezenți pe aceste meleaguri, nu ezită să viziteze și aceste cazemate, să le zicem așa, folosite în epoca medievală, și aceasta fiind o cazemată austriacă folosită și construită în timpul Războiului Mondial. După cum vedeți, cam toate clădirile construite cu astfel de pietre au origine austriacă, dar bag de seamă cât de cât putem intra printre aceste ziduri un pic, să vedem dacă cumva ne face să intrăm până în interiorul curții acestei cetăți, dar vom vedea. Mă voi bucura dacă voi putea ajunge în mijlocul cetății. Bineînțeles, la interior sunt sigur că nu avem niciun acces, dar zidurile arată extraordinar de bine, aș putea să zic, din punct de vedere constructiv. Ele nu sunt foarte deteriorate, arată chiar foarte bine. Și da, așa cum am specificat, această cărare este făcută de jur împrejur, în exteriorul cetății, și nu avem acces către interior. Bănuiesc că partea principală era acea poartă de fier care era închisă acolo. Am să fac și eu un tur de jur împrejurul cetății, câteva fotografii, și e posibil să ne mulțumim cu atât, pentru că nu am alt acces aici. O să văd unde se duce lumea urmând acea străduță, dar după ce în prealabil voi face câteva fotografii de aici și cred că duce în altă parte, nu am de unde să știu, o să văd pe urmă. Cam așa se prezintă această cetate. Știu și bag de seamă că aceștia creșteau în aceste fortărețe, creșteau și porumbei. Și vă spun și de ce, dar este foarte simplu să vă dați seama. Pe vremea aia nu existau telefoane și alt tip de comunicare, ci toată baza soldaților stătea în transportul de bilețele, și poate nu numai bilețele, prin porumbei. Asta era singura comunicare eficientă care era prezentă în evul mediu și pe timpul războiului mondial mai ales. Pentru că de atunci datează această cetate austriacă. Mi se pare foarte interesantă această cetate, arată foarte bine, după cum vedeți. Probabil au fost și lustruite sau cumva întreținute printr-o modalitate de restructurare acești pereți externi, pentru că arată foarte bine.